fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Prealesule Teofile, îți scriu o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Pe vremea când Cezar August era împărat al Romei și când Irod cel Mare era împărat în Iudeea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu în cetatea Nazaret la o fecioară al cărei nume era Maria. Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Cum s-ar putea? Sunt fecioară. Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria s-a dus într-o cetate a lui Iuda, la rudenia ei Elisabeta, care rămăsese și ea însărcinată. Elisabeta! Maria! Dragă Maria! Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum am auzit glasul tău, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Sufletul meu mărește pe Domnul și mă bucur în Dumnezeu, mântuitorul meu. Iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită. Să știe tot poporul Nazaretului, din porunca lui Cezar August se va face de azi o înscriere în provinciile supuse ale Galilei și Iudeii. Toți oamenii să se înscrie în cetățile din care li se trage neamul. Maria s-a dus în Betleemul din Iudeea să se înscrie cu Iosif, logodnicul ei. Dar în casa de poposire nu era loc pentru ei, așa că s-au adăpostit într-un staul. În ținutul acela erau niște păstori care își păzeau turmele noaptea. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Păstorii s-au dus în grabă să vadă pruncul și au fost cei dintâi care au răspândit vestea despre nașterea mântuitorului. După o săptămână, când s-a împlinit vremea ca pruncul să fie tăiat împrejur, i-au pus numele Iisus și l-au dus la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. În templu era un om evlavios numit Simeon, pe care îl înștiințase Duhul Sfânt că va apuca să-l vadă pe Hristos. Acum eliberează-mă în pace, bunul meu stăpân, după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, copilul acesta e rântuit de Dumnezeu. Fiți amândoi binecuvântați. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, ei au părăsit Ierusalimul întorcându-se în Nazaret. Când băiatul Iisus a fost de 12 ani, Iosif și Maria l-au dus la Ierusalim la praznicul Paștelor.
dar pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. S-au întors în cetate să-l caute și, în a treia zi, l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor. Al cui este copilul acesta înțelept? E din Nazaret. Credeam că a plecat cu noi. Iertați-i îndrăzneala. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți. Fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Tatăl tău și cu mine te-am căutat cu îngrijorare. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Apoi s-a pogorât împreună cu ei la Nazaret. Creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dublajul în limba română a fost făcut cu participarea unor actori și actrițe din teatre din România. Regia de dublaj a fost realizată de Bogdan Cristian Drăcan. În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea și Irod guverna Galileea, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan în pustiu și el a venit prin ținutul din jurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Pocăiți-vă de păcatele voastre și botezați-vă și Dumnezeu vă va ierta! Așa cum scrie în cartea profetului Isaia, un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți calea pentru a veni. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut într-un loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile aspre vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea Domnului. Ce să facem? Da, spune-ne ce voi trebuie să facem. Voi, pui de năpârci! Ce vrei să facem? Ajută-ne, spune-ne ce cale să alegem. Cine are două haine, să împartă cu cine nu are niciun. Și cine are de mâncare, să o împartă. Învățătorule, noi vameșii, ce să facem? Nu luați mai mult decât trebuie. Ce spui pentru noi? Noi ce să facem? Să nu stoarceți nimic cu forța și să nu acuzați pe nedrept. Mulțumiți-vă cu solda. Spune-ne, tu ești Hristosul? Eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai mare. Eu nu sunt vretnic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela care are lopata în mână va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge. Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel.
din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Când și-a început lucrarea, Domnul Iisus era cam la vârsta de 30 de ani. Plin de Duhul Sfânt, el s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Diavolul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului. Ție îți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Toată va fi a ta dacă te vei închina mie. Este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe streașina templului. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci e scris, El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Scriptura spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Ce faci? Bine! După obiceiul său, în ziua de sabat, a intrat în sinagogă. I s-a dat să citească din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să propovăduiesc robilor slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vorbește bine! Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, așa cum le-ați auzit. Scriptura s-a împlinit? Numai Hristosul poate împlini aceasta. Cum vom ști asta? Fără îndoială îmi veți spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți spune, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Adevăr vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui.
Prin aceste cuvinte, Iisus se identifica pe sine ca Mesia, unsul lui Dumnezeu, trimis pentru mântuirea poporului său. Acești evrei nu îl acceptau ca Mesia. Au vrut să-l arunce în prăpastie. Însă Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. A venit în Capernaum, cetate din Galileea. Semnele stăpânirii romane se vedeau la tot pasul, iar poporul tângea după Mesia să-l scape de asuprire. Pace vouă, îndăzătorule. Mă primești în barcă, Simone? De ce nu? Doar n-are de cum să plece. Vorbește-ne! Vorbește-ne! Spune-ne ceva! Iisus, vorbește-ne! Doi oameni s-au suit odată la templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul sta în picioare și se ruga astfel. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, răi, prea curvari. Și îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână și din toate îți dau a zecea parte. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să ridice spre cer, ci se bătea în piept zicând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun, vameșul s-a pogorât acasă socotit neprihănit, nu fariseul, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Depărtează barca la apă adâncă și aruncați-vă din nou mreaja pentru pescuit. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, voi arunca mreaja. Iacove! Ioane! Hei, Iacove, Ioane, aduceți barca aici, ajutați-ne, hai repede, nu putem, avem mâinile pline. E destul, copil. Destul. Pleacă de la mine, Doamne. Sunt un om păcătos. Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Cu cine voi asemăna pe oamenii din neamul acesta? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii la alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Iată-l că vine! E aici! Priviți! Doamne, Doamne, te rog să vindeci fetița mea! Doamne, ai milă!
Are doar 12 ani și moare. Te rog, vino cu mine. Iair, îmi pare rău. Doamne! Fetița ta a murit. Nu-l mai supăra pe Iisus. Nu te teme. Crede numai și va fi tămăduit. Nu plângeți. Fetița n-a murit, ci doarme. Fetiță, scoală-te. Dați-i ceva de mâncare. Vă poruncesc să nu spuneți nimănui ce s-a întâmplat aici. După aceea a văzut pe un vameș, Levi Matei, stând la vamă pentru încasarea taxelor. Iisus s-a dus în munte să se roage, petrecând toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru. Pe Andrei, fratele lui. Pe Iacov. Pe Ioan. Pe Filip. Bartolomeu, Matei, pe Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
Cei săraci, căci împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de cei flămânzi, căci voi veți fi săturați. Ferice de cei ce plângeți acum, căci voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, căci mare va fi răsplata voastră în cer. La fel făceau și părinții lor cu prorocii. Șapte, 17, 18, 19, 20. E tot ce am. Cum adică asta e tot ce ai? Dă-mi... Vai de voi, bogaților, pentru că voi aici v-ați primit mângâiere. El nu vrea să fie bogat, cred că-i nebun. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa făceau și părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiți-vă vrăjmașii. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește pe un obraz, întoarce el și pe celălalt. Dacă ți-a cineva haina cu sila, dă-i și cămașa. Și oricui îți cere, dă-i. Și celui ce te jefuiește, nu-i mai cere înapoi. Ce voi să vă facă, voi oamenii faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc. Dacă faceți binele celor ce vă fac bine, ce răsplată vreți? Și păcătoșii fac așa. Cum poate să pună mâna pe ea? Cum de-i vorbește? Dezgustator. Voi, iubiți-vă vrăjmașii. Faceți-le bine și nu așteptați nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi mare. Și veți fi fiii celui prea înalt. Că cel e bun și cu cei răi și cu cei nemulțumitori. Fiți milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Salvează-ne, Iisuse! Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Condu-ne pe calea ta, Doamne! Dați și vi se va da, căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Un orb nu-l poate călăuzi pe altul, căci amândoi vor cădea într-o groapă. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Condu-ne, Doamne! Avem nevoie de tine, Doamne! Ferice de mama care te-a purtat și te-a lăptat! Ferice mai degrabă de cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Vreau să vorbesc cu el. Crezi oare că el poate fi Mesia? Acest fariseu l-a invitat pe Iisus să ia masa cu el, iar Domnul a intrat la el și a așezut la masă.
Plecați, copii. Ieșiți afară. Auziți, ieșiți. Au plecat cu toate zarva lor. Ce caut asta aici? Nu știu. Știu cine este femeia asta, Simon. Am să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, iar celălalt 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, cămătarul i-a iertat pe amândoi. Care din ei crezi că îl va iubi mai mult? Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Drept ai judecat. Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru picioare. Dar ea mi l-a spălat cu lacrimi și mi l-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Iertate-ți un păcat. Credința ta te-a mântuit. Du-te-n pace. Iisus umbla vestind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Ucenicii îl însoțeau împreună cu câteva femei care fusese rătămăduite de duhuri rele. Maria, zisă Magdalena, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod și Suzana. Cârmuitorul Irod, ales de romani în Galileea, l-a aruncat pe Ioan Botezătorul în temniță pentru că vorbea pe față împotriva căsătoriei lui cu nevasta fratelui său. Ei bine, când am ajuns la poarta Nainului, o mulțime de oameni duceau la groapă un om. Fusese singurul fiu al maicii sale. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și s-a atins de sicriu spunând: Tinere, scoală-te! Atunci mortul s-a ridicat, iar Iisus l-a dat înapoi maicii sale. Întrebați-l, ești tu acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Doamne! Doamne! Ioan Botezătorul ne-a trimis să te întrebăm: ești tu acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Du-te și spune lui Ioan ce ai văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă. Ferice de acela care nu se poticnește în mine.
rog, ia-mă sus. Hai, pe umăr. Acum vezi? Îl văd pe Iisus. Semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte a căzut lângă drum, a fost călcat în picioare și păsările au mâncat-o. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a și uscat, căci nu avea umezeală. O altă parte a căzut printre spini. Spinii au crescut și ei și au unecat. O altă parte a căzut în pământ bun. Semințele au crescut, au crescut și au dat rod însutit. Doamne, de ce vorbești în pilde când te ascultă mulțimea? Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca să privească, dar să nu vadă, și să audă, dar să nu înțeleagă. Acesta e înțelesul pildei. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Sămânța căzută pe stâncă sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcini și cred până la o vreme, iar când ispita vine, se prăbușesc. Sămânța căzută între spini sunt cei care au auzit cuvântul, dar grijile, bogățiile și plăcerile acestei lumi îi înnăbușă și n-ajunge la coacere. Sămânța căzută pe pământ bun sunt cei care au primit cuvântul într-o inimă deschisă, bună, curată, și aduc roadă în răbdare. Nimeni n-aprinde lumina ca să o pună sub un vas și nici să o pună sub pat, ci o pune într-un sfeșnic ca cei ce intră să o vadă. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați dar seama cum ascultați, căci celui ce are îi se va mai da, dar celui ce n-are îi se va lua până și puținul pe care îi se pare că l-are. Doamne, mama ta și frații tăi sunt afară, vor să te vadă.